Bună seara și bine v-am găsit, dragi prieteni de pe Facebook. Dacă românii au talent, vrem și noi țigani să avem talent, da? În această seară ne vom pune și noi talentele în vigoare. Avem chiar și un juriu. Bună seara! Seara bună! Așa că nu mai rămâne decât să-i dăm drumul, da? Să fie atenție mare! Comitou, né? Tu não vrei um student eminent, vrei um vagabond indecent, que se lasă mai cu happy end. Eu sunt prezent, dar nu înțeleg ce zici, că tu deja te clate și cap stai să twitch. Hai cu mine la bar, la seminar, să-mi arăți cum se golesc pahar după pahar. De fapt, dacă fac o socoteală la bar, ai mai multă prezență decât la școală. Dar tu nu ții cont de lei grei, vă te dai cu ei, de parcă nu sunt banii tăi. Încearcă să rămâi puțin prezentă și dau titlul de cea mai activă studentă. N-o să vin cu vreori ca altă dată, am să pun pe albă ca zăpada aia să aducă ciocolată. Să o facem lată, la mine sau la tine, să fie cum vreau eu, să fie bine, bine. Și acum doresc și o notere. Ținind cont că în această frumoasă seară, ca voce stai foarte bine, instrumentalul, ne bucurăm și de sonorizarea asta frumoasă și plăcută. Din partea mea ai un 8. Yeah! Mulțumesc foarte frumos! Eu o să fiu scurt și la obiect. Calitățile lui se adeveresc, sunt pozitive, nota mea este 9. Yes! Mulțumesc foarte frumos! Deci vreau să spun că cânt pe voce de piept, ce-mi place foarte mult și din partea mea ai un 9. Mulțumesc foarte frumos! Iar acum, la rândul meu, am să-l provoc și eu pe Drăganu Zi. Hey. Și să iubești două femei, să nu știi pe care vrei, una e mama la copii, alta e pofta inimii. Să iubești două femei, să nu știi pe care vrei, una-i mamă la copii, alta-i pofta inimii. Obstin de zi mă cer cu viața, trăiesc numai cu speranța, poate că într-o bună zi să aleg mamă la copii. Obstin de zi mă cer cu viața, trăiesc numai cu speranța, poate că într-o bună zi să le mamă la copii. Așa, deci vă mulțumesc foarte mult și acum aștept și eu jurizarea de la juriu. Păi în privința ta îți spun că ai o voce, numai că trebuie să ridici mult mai sus. Bravo! Mulțumesc, bine! Nota este 7,5. Bravo! Foarte generos! Deci, teoretic, el a încercat să rezolve melodia, dar practic el are nevastă, așa că să iubești două femei, dau nota 8. Bravo! Mulțumesc! Aș fi vrut de la tine să cânti, să-ți dai drumul la voce, dar totuși mi-a plăcut, m-ai uns pe inimă și te apreciez. Îți apreciez adevărata ta valoare. Bravo! De la mine ai nota 9,5. Așa că, având în vedere că am făcut și un pic de microfonie pentru că am fost foarte aproape de boxe și nu mi-am putut permite să-mi dau drumul la voce, așa că și eu la rândul meu îl provoc pe Matei Resmiveș. Azi cred că o să moară fetele. M-am umbră ca frumos, s-a sutat cu ghetele. Șapca pe ochi, ochelarii fumorii, bluza strâmbă să nu-i slobă scobitorile. Iauzi. Intr-un club, bă, să moară șmichelii. Cine-s fetele? Vine lângă mine, mișinezii. Baby, lasă sentimentele. Sex direct, eu nu vreau să fiți tichetele. Barman de cu alcoalele, că mi-am lăsat nevastă acasă cu alele. Di
DJ, deși tu cu pisini, vreau fetele pe boxe să le sară poalele. Iauzi, vai ce place, fetele nebunele pe mese pe toace. Oh, cele nu mai place, băieții mâine sus, iar fetele mai de seară. Și cam atât a fost, acum așteptăm notele de la jurul, bineînțeles. În prim plan, mi-a plăcut melodia, interpretarea a fost foarte bună, dar ți-a lipsit puțin din dicție. Pentru treaba asta o să-ți dau 9. Bravo! Bineînțeles, deoarece eu sunt fan al genului de muzică care l-a interpretat, eu îi dau nota 10. Se mulțumesc, Sufule! Vreau ca să fiu foarte scurt. Dați-mi voi ca să mă ridic în picioare și să spun că ești o adevărată valoare pentru toată lumea. Se mulțumesc, Sufule! Și acum, la rândul meu, am și eu să-l provoc și, bineînțeles, onoarea ca să-l provoc pe Resmiveș Andrei. Steaua mea, ca o pe cerul stea, una doar a mea, o cometă ce se umple în lipsa ta. Numele tău se spun, să-i urez un bun, așa cum am reușit nici eu să-i spun. Te caut printre stele, al meu printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu ne-ai spus oare că ești acăsătoare? Pe-al cu ce vei răsări, pe-al meu sunt noi. Și cam atât. Rog jurații să se... Mi-a plăcut foarte mult interpretarea. Ceea ce ți-a lipsit e mai multă viață în melodie, un pic mai... Trebuie să fie un pic vocea mai tare, adevărată, mai concretă. Mai mult curaj în voce. Dar, totuși... Nouă. Mulțumesc! Bravo. Fără alte obiecții, eu îi dau... pentru interpretarea acestei piese, nota 9. Mulțumesc! Eu vreau să spun că are o voce foarte, foarte frumoasă și știe să lucreze cu vocea. O mică greșeală din cauza microfonei și poate din cauza emoțiilor, pentru că suntem în jură foarte, foarte dotat. Și din partea mea are un 10. Bine! Mulțumesc!